Bine v-am găsit, pasionați ai echipamentelor agricole și de construcții, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție discutăm despre un oraș construit de la zero, despre excavatorul Caterpillar 350 și despre mini-excavatorul Janmar Vio 25. Grecia anunță că vor investi 8 miliarde de euro și vor crea 75.000 de locuri de muncă pentru construirea unui oraș inteligent la periferia Atenei. Intitulat Elinikon, proiectul se dorește a fi un etalon în materie de dezvoltare urbană sustenabilă. Constructorul Lambda Development a inaugurat centrul expozițional Elinikon, unde vizitatorii pot afla mai multe informații despre ceea ce reprezintă cea mai mare investiție privată din Grecia și cel mai grandios plan de regenerare urbană din Europa. Noul oraș va ocupa locul fostului aeroport internațional din Atena, iar suprafața acestuia este de 3 ori mai mare decât a Principatului Monaco. Elinikon va fi construit pe etape, prima fiind ridicarea unui turn rezidențial care va fi gata în 2025, apoi un complex sportiv, un port și un sistem de transport. Noul oraș se concentrează pe natură și pe o viață sănătoasă, prin crearea de spații verzi și parcuri cu o suprafață totală de 2 milioane de metri pătrați, prin folosirea de vegetație pentru izolarea termică a clădirilor, precum și printr-un sistem inovativ de purificare a aerului și de reducere a dioxidului de carbon. Și pentru că vorbim despre Grecia, nu putea să lipsească o plajă luxoasă în lungime de 1 kilometru. Ne rupem cu greu de acest vis frumos intitulat Elinikon și vorbim despre un utilaj care va ajunge cu siguranță și pe șantierele din Grecia, respectiv excavatorul Caterpillar 350. Acest echipament de construcții cântărește 47 de tone și este un simbol de forță și robustețe. Conform producătorului american, consumul de combustibil este cu 13% mai mic decât în cazul generației anterioare de excavatoare Caterpillar. Emisiile poluante sunt reduse și toate reglementările de protecție a mediului sunt respectate cu strictețe. Acest model va fi lansat inițial în America de Nord, iar următoarea pe listă este Europa. Caterpillar 350 este dotat cu sistemul inovator Cat 2D Grade, care indică pe un monitor din cabină adâncimea și înclinația, ceea ce îi permite operatorului să fie eficient și să respecte întocmai planul de lucru. Caterpillar 350 este echipat în varianta standard și cu sistemul Swing Assist, care oprește mișcarea brațului într-un punct fix stabilit de operator, o funcție foarte utilă atunci când încarci sau descarci materiale dintr-o basculantă. Nu în ultimul rând, sistemul Lift Assist previne răsturnarea în eventualitatea în care încărcătura din cupă depășește limitările utilajului. Ar mai fi multe de spus despre Caterpillar 350, dar trebuie să facem tranziția către mini-excavatorul Janmar Vio 25. Producătorul japonez descrie acest utilaj ca fiind ușor de operat, confortabil și, desigur, convenabil ca preț. Toate acestea alături de renumita manevrabilitate a mini-excavatoarelor Janmar în spații înguste. Modelul Vio 25 este ideal pentru construcții rezidențiale, lucrări peisagistice și mici proiecte de infrastructură. Totodată, mini-excavatorul Janmar este de real ajutor în lucrări de mentenanță, proiecte de irigații și sarcini municipale. Greutatea de operare a modelului Vio 25 este de 2,7 tone, iar acesta este dotat cu un motor de 21 de cai putere. În pofida acestor specificații deloc impresionante, mini-excavatorul Janmar ajunge la o adâncime de săpare de 3 metri. Pentru o accesibilitate sporită și munca în spații incomode, cabina utilajului nu depășește amprenta la sol a acestuia, așa că nu trebuie să vă faceți griji că veți lovi vreun obstacol în întoarcere. Modul eco de lucru ajută la prelungirea vieții motorului
și asigură un consum redus de combustibil, întrucât reduce automat durația și puterea atunci când nu este nevoie de ele. Noi trebuie să ne oprim aici. Până data viitoare, să auzim numai de bine!